I-a spus unui tată că trebuie să-și pună copilul la muncă și să-l oblige să muncească, să vorbească cu el de 2 milioane de ori, că trebuie să muncească, să fie obișnuit cu munca. Și tatăl mi-a răspuns că, băi, l-am pus în grădină să muncească, să sape. Este foarte jignitor când, probabil că am fost luată la mișto, este foarte jignitor când cineva nu confundă munca intelectuală cu munca fizică și consideră că munca intelectuală sau învățătura la școală n-ar fi o învățătură. Ba da, când copilul tău are examen, tu nu-l trimiți la prăști în grădină sau la săpat în grădină. Când copilul tău are examen, trebuie să stai alături de el, să-i supraveghezi atent educația și să fii foarte atent dacă și-a făcut temele. Nu se poate la matematică să progresezi dacă nu înveți de unul singur. Dacă nu stai asupra exercițiilor și dacă nu te lupți cu fiecare exercițiu pentru a rezolva corect și după ce l-ai învățat să-l rezolvi corect, îl ții și minte. Pentru că metoda aceea care se aplică la un exercițiu trebuie să o recunoști, să o aplici la următoarele alte exerciții pe care tu le vei întâlni și, bineînțeles, exerciții diversificate, dar metoda este aceeași și tu trebuie să ai această perspicacitate și inteligență și inspirație și pricepere pentru a rezolva exercițiile. Dacă doar faci cu un profesor, doar dacă rezolvi alături de un profesor, dar nu te duci tu singur, de unul singur să înveți, nu vei ști niciodată să-ți rezolvi exercițiile, pentru că la examen ești singur, iar viața este trăită de tine, de tine singur. Viața nu este trăită împreună cu altcineva, dar este viața ta și tu o trăiești. Așa cum nimeni nu poate să mănânce în locul tău, să respire în locul tău, să meargă la baie în locul tău, să doarmă în locul tău, tot așa nimeni nu poate gândi în locul tău. Iar dacă nu e atitudinea asupra ta, asupra propriei tale lene, și dacă nu leni și dacă tu nu iei atitudine și nu te schimbi și nu te lupți cu problemele și nu ai această deprindere de a rezolva mai întâi probleme simple, apoi mai grele, apoi mai grele, poți să faci în fiecare zi meditații cu un profesor, nu vei ajunge să rezolvi exercițiile pentru că nu faci tu același lucru. Pentru că tu trebuie să fii în centru, tu ca elev, tu ca cel care învață, trebuie să-ți rezolvi exercițiile, să faci totul cu mintea ta. Și știi să rezolvi un exercițiu doar în momentul în care l-ai rezolvat singur cu mintea ta, fără niciun fel de ajutor. Nici din partea unui profesor, nici din partea unei cărți, nici din partea caietului unde ai rezolvată problema. Ci trebuie să dai o foaie albă, iei exercițiul de la capăt și îl faci perfect de nota 10. Doar în momentul ăla îl știi, dar peste 2-3 zile, dacă este un exercițiu cu foarte mare dificultate, tu trebuie să te duci și să-l iei, să-l repeți, să vezi, mai știi, mai îți mai aduce aminte metoda, mai știi cum era. Deci această problemă că munca să sapi în grădină e muncă, dar învățătura și lupta cu matematica și cu un examen nu este muncă, este o mare jignire la adresa mea și în primul rând a propriului copil. Oricât de mișto ar fi această luare în derâdere a atitudinii mele că trebuie să spui copilul la muncă și de fapt părintele a răspuns că l-a trimis în grădină să sape, dacă tu ca părinte mă iei pe mine la mișto și iei în derâdere cuvintele mele, păi asta înseamnă că tu ca tată nu te ocupi de propriul copil și privești cu foarte mare superficialitate pregătirea pentru un examen. Iar dacă tu ca părinte nu ești direct implicat în educația copilului tău, rezultatele copilului tău la examen vor fi slabe, dezastruoase sau vei fi foarte dezamăgit și te vei plânge că ai dat niște bani la niște meditații, ai plătit un profesor ca să ți-l învețe carte, dar tu nu te-ai implicat în mod direct. Iar profesorul nu poate să pună cu lingura în cap sau cu siringa în venă, că toți suntem la modă cu aceste aberații permanente ale timpului nostru, să pună rezolvările și copilul doar să le ia de acolo ca dintr-un sertac și să le așeze la examen. Așa ceva nu există.
Singurul care poate să-și pună în cap problemele este elevul cu propria lui muncă, cu propria lui determinare și ambiție pentru a învăța. Și mai am o nemulțumire. Dacă tu ca elev, da, ai primit un test de la un profesor pe care trebuie să ți-l lucrezi acasă, pentru care trebuie să primești o notă și tu copiezi rezultatele de la sfârșit în bătaie de joc, cum crezi că se simte acel profesor? Ar trebui să-ți fie rușine de profesorul care este în fața ta și se străduiește să muncească și să-ți explice fiecare amănunt de la fiecare problemă, ca tu să vii cu niște rezultate, un A, B, C, D, E care o fi acolo și să consideri că tu ai muncit pentru rezolvarea acestui test și în realitate ai stat 15 minute, ai mimat că ai rezolvat acel exercițiu și ți-ai mulțumit părinții că tu ai stat și ai rezolvat și în realitate te-ai uitat pe geamuri, te-ai uitat la frunze, te-ai uitat la natură, ai făcut cu totul și cu totul altceva, ai stat pur și simplu degeaba timpul acela în care trebuia să te străduiești, să-ți bați mintea, să cauți rezolvările, să vezi cum se face cu propria ta minte. Asta este o autoînșelare, o lene de a gândi, o indiferență la munca celorlalți, o indiferență și o jignire la adresa părinților și a propriei tale persoane și a profesorilor și a școlii și a societății în care trăiești. Pentru că este cea mai mare falsitate și cea mai mare minciună. Atitudinea aceasta este foarte jignitoare la adresa tu ca elev, la adresa profesorului. O altă problemă cu care nu sunt nemulțumită. Cei cu această atitudine că elevul, că profesorul trebuie să fie mereu umilit, jignit, batjocorit, atât de elev cât și de părinte. Păi atunci ce înseamnă educație? De ce mai investim în educație? De ce mai trimitem copiii la școală? Dacă tu ca profesor nu poți să-i spui absolut nimic unui elev, să vă dau un exemplu. Am o clasă de 30 de elevi și 10 elevi se joacă pe telefon, iar eu nu trebuie să le spun nimic acelor copii. Pentru că ei sunt foarte ofensați și sunt ofensați părinții. Și ce educație este aceea? De ce-ți trimiți tu copilul la școală dacă el stă pe telefon în timpul orei de matematică? Sau un alt caz pe care l-am avut, eleva stătea cu o carte în mână și citea nu știu ce roman, în timp ce eu eram în picioare la tablă și explicam tot felul de metode, de exerciții ca elevul să înțeleagă. Pentru că așa e profesorul de matematică. Stă la tablă, în picioare și explică. Pentru că nu poți să stai pe scaun. În primul rând, dacă stai pe scaun, ceilalți fac gălăgie pentru că au impresia că nu-i vezi. Și în același timp trebuie să mergi la tablă să explici exercițiile, chiar dacă le rezolvi tu sau le rezolvă copiii. Și în general, copiii trebuie să iasă la tablă să rezolve problemele și tu explici. Și atunci, în timp ce eu stau în picioare, da, la tablă, două ceasuri, o oră sau șase ore dacă am pe zi, da, și muncesc dimineața până seara, din atâtea ore în picioare, iar tu ca elev te joci pe telefon, da, sau vorbești sau citești o carte, iar eu nu am dreptul să-ți spun nimic, atunci ce fel de educație este aceasta? Ce fel de educație? De ce mai vine copilul la școală doar ca să aibă de unde pleca și de unde veni? Aceasta nu este educație. În momentul în care elevul nu are niciun fel de respect față de profesor, mai mult ca sigur el nu are respect nici față de părinți. Sau părinții nu au niciun fel de respect față de profesor și față de școală. Dacă elevul nu-și dă silința să învețe de unul singur, profesorul nu-i poate pune cu lingura în cap informația. Aceasta nu este educație. Este bătaie de joc. Societatea nu trebuie să tolereze bătaie de joc, umilința profesorului și a procesului instructiv educativ de către societate, elev și părinte. Dacă dumneavoastră, dragi părinți, veți permite așa ceva, copiii dumneavoastră vor ieși și vor crește fără educație. Și nu cred că e bine să avem copii, tineri, bătrâni, fără educație. Dacă ne uităm pe stradă, nu ne plac foarte multe lucruri, pentru că este rezultatul lipsei de educație a unora.
Nu permiteți așa ceva copiilor voștri. Educați-vă copiii și vorbiți cu ei de 2 milioane de ori, zilnic, permanent, săptămânal, lunar. Priviți cu cea mai mare seriozitate și atenție educația lor, pentru că dacă copilul nu este educat, când ajunge în societate, nu se adaptează, nu are capacitatea de a învăța, nu are capacitatea de a respecta pe alții, nu poate să evolueze. Și atunci, dumneavoastră, ce faceți? Dacă aveți astfel de copii. Societatea, ce face? Dar copilul dumneavoastră, cum se descurcă în viață dacă el nu a fost obișnuit de mic să învețe? Da, îmi pare rău. Am spus unui tată că trebuie să-și pună copilul la muncă și tatăl mi-a spus că l-a pus în grădină să sape. Cred că a fost o jignire la adresa mea și cred că a fost un răspuns la mișto.